știu unde e pompierul. Să vin, am să-l căut. E capul meu. Bă, dacă ai văzut atâția proști pe lumea asta, atunci să știi că nu i-ai văzut pe tăți. De să știi că nu i-ai văzut pe tăți. Ia să vedem, poate e la micul dejun. Bă, unde umbli tine? Ai zis că ți-ai luat tricouri, tot în tricouri treci la micul dejun. Vine aici. Ai mâncat, uite ce faine din astea sunt. Blige, faine. Good morning. Good morning. Ce frumos. Ce pahare. Ai mâncat deja. Ha? Du-te, am spus tu mie ce-i bun, somon. Țărănește, da. Țărănește, da. Good morning. Să rănește somonul, e bun. Din asta ai mâncat salate. Da? Nu trebuie. Ăsta prăjiturele. Aici. Să se uite ăștia la ceas. Să vadă că stai afară pe terasă. Las că știu eu. Așa. Uf! La masa asta l-am tăpunit e. Dacă nu-i pusă, nu-i pusă față de aia. Păi, asta e aici. No, bine, pune-te acolo. Pune-te acolo. Pune-te în partea aia. Și până viu eu ia și vorbește el. Ține așa în fața ta. Oh, deja au fost și au făcut niște filmări la... Să vezi ce fain e acolo, bă. Bună dimineața, domnilor și doamnelor. Bună dimineața, bună dimineața. Bă, eu vă spun trebuie că m-am trezut pe la vreo... Cred că 7.40 era. Ce, vreo 7.30, mă. Am făcut un duș. Am făcut un duș. Erau fără un sfert, o fără 10. Am zis, bă, unde este că e duminică, ăștia nu sunt trezit. M-am uitat la un film acolo pe televizor, la ei acolo. Am ieșit, după aia m-am dus aici în centru, pe Marie în plasă. Bă, dar ce faină catedrala o aici, să-mi dau picior, dacă nu e extraordinar de frumos, e catedrala aia. Foarte mișto. Și... Bate soarele, deci începe să iasă soarele, frate. Începe să iasă soarele, mâncavă-și gura ăsta. Începe să iasă soarele. Și ce am să zic? Am fost pe acolo, m-am plimbat un pic pe acolo. Acum a venit, a făcut un fuștu. Uite, 9.41. Deci gândește-te că... Ce că-s proști? Am fost și am și... Deci, mamă, mă gândesc, dar să știi somon, mă, că ăla e bun somonul, mă. Să știi că somonul e foarte bun. Eu mi-am luat somon, brânză de aia, care zici că e mucegăită, dar e foarte bună. Și cred că o să mă să-mi iau un suc. O să mă să-mi iau un suc. Că la ce cașcaval o plătit bossul aici, am un căvaș bărăvost, e scump, mă, scump. Păi dacă n-am știut că dacă știi, dar oricum e scumă, e ok, acum mai ales perioada cu, asta cum zice, cu Oktoberfestul, e scump de nume. Înțelegi, ăsta mă enervează. Bă, tu, da. Năsilul ăsta mă enervează tău măsură, bă, ce fac cu el, bă, cavaș gura voastră, are o față, bă, zici că e decedat, să mă. Nu prea îi răspund, că n-am cheful lui, că tău vorbește, bă, adică vorbește. Dacă zice că, de exemplu, cum am zis eu că am făcut un duș azi dimineață, el zice și mai zice și mi zice de vreo 20 de ori chestia aia.
Le repete, frate. E bătrân, măi, bătrân. I-am zis, bă, dar cum, mă, cum e posibil că avem aceeași vârstă, mă, în cavașura voastră? Și tu îmbătrânești și eu întiderez, vă. Mamă, îl disper pe lăsilă. Îl disper maxim. Așa că da, mă, cavașura voastră, aici cu domnul Neso Mondialul la München, la hotel Torgau, Torgau. O să mă duc mai un pic, o să o iau încolo spre... spre Frankfurt. Ieri când am venit, bă, nu, ăsta mi-e ce mi-e urât, partea asta de München, că e foarte multe. Mamă, dar cât e jia, domnul Nelson, să-mi bat piciorul pe cap. Bă, domnul Nelson, nu se joacă în capăși gura voastră, că domnul Nelson mănâncă, frate, nu se joacă. Ce credeți voi? Îmi vedeți cât e. Stai să vedem că se trezește bossul de boss. Să vede bossul ce bagă acolo la Ramazan. Da, și după aia o iau ei, o iau spre Elveția. Fain, mă, faină viața asta să mă apici eu dacă nu. Faină viața asta să nu lucri, să nu aia, să nu aia. Să te plimbi în cava și gura voastră. Ce m-aș plimba și eu, mă? Bă, dacă mi-i trebuie 6 milioane, care tot mi-a zis aia că îmi trimite 6 milioane de dolari în cava și gura voastră. Acum eu nu știu dacă poate să-i trimite pe... Bă, oare pe ce poate să-i trimite? Pe Western Union sau pe Moneygram? Dar poate să trimite 6 milioane în cauză. Nu știu dacă poate trimite 6 milioane. Am vedea. Am vedea. Până atunci... Mamă, să... Mai poți? Trageți blidul de acolo ăsta, bă. Dic, bă, aș gura voastră. Ce mai pot? Uite pe domnul meu să băcava și gura voastră, fraților. Pe domnul meu să nu se joacă dimineața, mă, oameni. Ia uite acolo, brânzeturi. Da, brânzeturi de brânzeturi. I-am să zice, somon, nu vreau să știe. Ca să aveți cu roșii și cu ardei. Pepini roșii, roșu cu kiwi și cu ananas, pituță. Și bineînțeles, după aia o să vină cafeluța. Cafeluța, un suculeț ceva. Dar trebuie să se pună la o masă de aia la întâi. Și s-a pus aici, nu știu. Că e prea mică masa asta pentru... N-am știut că atât chiar și ea. Da, e în creștere, domnul meu. Ce vreți, mâncava și gura voastră? E în creștere. Bă, am vrut să-l aduc pe Bibi ieri cu mine. Bă, mai bine mereu la... I-ai disperat pe ăștia să mor, dacă nu i-ai disperat. Dă-și un pic masă mai către tine, da. Ca să nu... Corect. Și două ouțe la domnul Nelson și de când de ce... Ce-s cu albinile astea? Cine mi le-a pus pe cap? Bossul. Ce? Ce mi le-a pus? Trage cana asta de aici, pune-o acolo sus. Așa. Frumos. Așa să mâncă. Iată, în tătă carnea asta le-am luat-o. Am acoperit cu tiră brânza. Mă înțelegi? Dar de ce, mă? Că tu ai ideea. Mă, că nu mă mănânc. Să văd, dar vine asta, cum au vin. Dar dai pace, că mere singura. Nu mere, că vine tot aici. Vezi? O să-mi iau un suc. De la natural. Nu. Așa, cum să-mi bun. Oamenilor, după cum vedeți, la micul dejun avem doi cărnați din ăștia bag și doi mici, doi mari, doi mici, două ouă. Avem niște brânzeturi. Înțelegeți? Aha. Sărățică, sărățică și pe pompierul. Au.